Degetele mici cuprind lumea și ca să o îmbrățișeze și să simtă toată dragostea și afecțiunea, au nevoie de un pilon adevărat de valori și sprijin. De această dată, acest pilon este Victoria Bank și clienții săi ce au dăruit ca să primească. În ajunul Zilei Internaționale a Copiilor, pe 30 mai 2011, pentru 129 de copii de la școala internat din satul Văscăuțe, raionul Florești, Victoria Bank a organizat o zi de neuitat în capitala țării. Am primit o deosebire plăcere, în primul rând, când am fost anunțați că suntem selectați de către Victoria Bank pentru surpriză în ziua de astăzi. Datorită promoției Dăruiești și câștigi organizate de Victoria Bank, copiii au simțit dragoste, înțelegere, căldură, afecțiune și compasiune, iar unii dintre ei au primit și darul de a fi în viață. Noi ne bucurăm de toate succesele dumneavoastră și ne întristăm de problemele cu care vă confruntați. Pe mine mă cheamă Criste, sunt clasa 5-a. Mie mi-a plăcut foarte mult la Chișinău. Am privit desene animate, am fost la grădina zoologică, a fost foarte bine. Pe parcursul zilei, copiii au rămas impresionați de grădina zoologică. Au vizionat entuziasmați un film 3D cu desene animate, au avut parte de căldura adusă de vedetele naționale. Au evadat în lumea poveștilor și a lucrurilor frumoase, unde există zâne bune și clovni glumeți. Copiii au rămas foarte săcuți de toate măsurile care au fost planificate și s-au primit la cel mai înalt nivel și ne ducem și acei mari și acei mici, ne ducem satisfăcuți. La fel, fiecare copil a primit daruri pentru un plus de fericire și zâmbet. Fiecare din noi are posibilitatea să-și deschidă inima, să ajute degetele mici să cuprindă o lume atât de mare.